Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod nebun din cariera asta cu Leipzig. Ne continuăm aici aventura în perioada de transferuri. Știți bine, avem de cumpărat pe două poziții, pe RV și respectiv pe CB. Dar bugetul nostru este puțin cam restrâns, având în vedere că ne trebuie jucători de talie să jucăm în Champions League. Avem cam 50 de milioane să cumpăr și un CB și un RV. Într-adevăr, greu de zis, dar totuși hai să începem să ne uităm peste jucători. Vreau să văd prima oară pe poziția de RF. Parcă mi-ar place să le iau și pe Shaqiri, n-am mai jucat de mult cu el în FIFA 2016 sau 17. Știu că era chiar foarte mișto acest Shaqiri, era așa ca și un micuț tank, un micuț tânculeț, știi, mereu spărgea, distrugea tot ce stătea în cale. Neres era fain așa dacă luam din perspectiva de evoluare, dar din păcate ce scrie acolo că de-abia ce a venit la Ajax și nu se va mai transfera. La fel și Lucas ar fi fost interesant, dar aceeași poveste ca și Lozano. Deci avem o idee cu Shaqiri, care să zic pe la 30 de milioane cred că l-aș putea lua. Ar fi respectiv Maxwell Cornet. Bine, asta mai trebuie evoluat. Cam ce statistici are, îl știm desigur pe Cornet că evoluează bine, un om șmecher-ștecher. Statistici ca statistici. Parcă tăși Shaqiri mi se pare așa mai interesant. Anderson? Oare aș putea să le iau pe Anderson? Ar fi genial dacă l-aș putea păstra. Ok, vom încerca cu Anderson, după aceea cu Shaqiri. Știți ce vă zic? Deci așa, William e prea scump, Zaha ce s-a transferat la acolo la United. Să zicem RM, ce-ar fi pe poziția de RM, aici sunt băieții. Cuadrado a acceptat ceva ofertă de la Paris Saint-Germain. Ce păcat, oare cât ar fi oferit nebunii ăștia? Ok, interesant și Cuadrado ca și idee. Martins nu vrea să lese clubul, Bellarabi nu vrea să lese clubul. Promes e mult, mult prea scump. Deci, ce ne rămâne ar fi Cuadrado. Interesantă ideea. Hai să încercăm să vedem. Cuadrado, oferim la Cuadrado. Deci, îl oferim pe Cuadrado, oferim pe Anderson, respectiv Shaqiri. Le oferim pe la ăsta, toți trei, în jur de 30 de milioane, 28. Vă dați seama, cerc să eu să scot un preț cât de cât bun. Deci, hai să vedem, midfielders, poate mai ne scăpăm din niște jucători. Îl vreți pe Kaiser ăsta? Kaiser. Să vedem așa, offer player. N-am niciun player pe poziția aia. Ok. Ia să vedem, vă ofer 25 de milioane. Începem cu prețul jucătorului. Ei au urcat direct, aproape dublu preț. Nu. Ok, vă ofer 28.500. Să vedem, 33. Ok, am mai lăsat și ei, asta este bine, semne de negociere pe aici. 29, să vedem, 30. Bă, de fapt, 30, ok. Să zic că accept 30, acceptăm 30. Rămâne de văzut acum și restul, să văd dacă pe Shaqiri îl iau pe mai ieftin sau respectiv pe alalt. Mă rog, hai să încercăm. Vreau să văd prețurile. Că ăștia trei jucători sau Flipe sau Shaqiri, toți mi se par foarte ok la prețuri, știi? Dar ideea e să văd dacă reușesc să fac schema. Nu vi-l trebuie bă, pe ăsta, vi-l dau ieftin. Ring in a right winger, n-am right winger, ok. Ia să vedem, 28, 28 de milioane, ce ziceți? 4, stai așa că ăștia nu se joacă. 30, hai, 30, Cuadrado a acceptat 30, eu nu dau mai mult de 30. Adică Cuadrado e foarte bun, e tiki-taka, știu că am vrut să mă joc cu el odată într-un career mode, dar, na, scuze, tentațiile când ai buget mare, ce să-i și faci, ok. Au zis că au nevoie de puțin timp să se gândească în legătură cu oferta mea, ceea ce cred că mai mult ca sigur vor refuza. Ok, Shaqiri cred că cam pică de pe listă. Să încercăm atunci Anderson. Într-adevăr, dacă luăm după vârstă,
cred că tocmai Cuadrat este cam cel mai în vârstă dintre mohicanii pe care vreau eu să-i cumpăr. Dar ce să-i și faci? Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Băi, dar numai mijlocaș ce așa m-aș scăpa de... Ia să vedem, mai degrabă să-l dau pe ăsta decât pe Kaiser. Ba nu, pe Kaiser, hai, 3 milioane, vreți? Right winger și voi, bine. Ok, hai să încercăm 25. 25 de milioane, ce știți băieții? 33,5%, opa, stai, că s-ar putea să ne iasă Anderson, ăsta mai ieftin, posibil. Da. Anderson este mai ieftin. O, ai, am mus să vezi tu decizie. Deci, l-avem așa. L-avem pe Filip Anderson și pe Cuadrado. Amândoi jucători foarte, foarte buni. Dar, o diferență foarte mare de vârstă, 5 ani. De 5 ani, da. Anderson are 24, respectiv Cuadrado are 29. În Cuadrado, mai mult ca sigur, am mai mare încredere ca și aptitudini, ca și calități care le are omul ăsta. Are 90 accelerație, Anderson are mai multă accelerație. Oh, nice, ok, 94, așa, ok. Hai să vedem sprint speed, 92, ăsta 91. Attacking positioning, 70, 78, deci ăsta se poziționează mult mai bine pe atac. Aha, hai să vedem dribbling, 90, respectiv finishing 67. Așa, balance, bloom, boom, opa. Așa, finishing, așa, dribbling aproape face și el, dar are mai mare finishing. Long shots, power, ball control. Nice, nice, nice. Bă, l-aș lua pe Philip Anderson, să fiu sincer. Da, luăm pe Anderson. De ce? Vârsta, e mult mai tânăr, e și mai câștigat, e și mai ieftin, și mai tânăr. Și e cam pe acolo, să zic, nu? Plus, cel puțin pe mine, unul m-a lăsat foarte uimit, impresionat, să zic așa, acest jucător când a jucat versus Steaua. În, na, acum recent, știți bine, omul ăsta a fost un magician acolo, cum le-i mișca, cum le, bă, cât flair. Na, clasic brazilian. Nu, mi-ar place și nu cred că l-am luat, nu l-am luat niciodată până acum pe Anderson, deci este și ceva fresh la noi aici în career mode, super. Bun, hai să vorbim despre salariu și ia, vedeți, salariul iarăși este un punct foarte al acestui jucător. Să zic că da, de reușesc să mă înțeleg cu el pe la vreo, știu și eu, 60.000 de euro. Da, mă, reușim, super! 60.000 de euro pe lună, în loc să-i dăm vreo 130 sau 100, cât are ăsta? Stai că nici nu știu. 130 să-i dăm la Cuadrado, plus că e mai bătrânel. Bun. Am reușit să cumpărăm și un... ne-am întâlnit, vreau să zic. Am reușit să cumpărăm un jucător super epic pe poziția de rev, unde chiar aveam nevoie de ajutor. E bine, super, Filip Anderson aici e tiki-taka. Uite-l pe Anderson. Mamă, ce statistici fain are. Și un lucru foarte fain la echipa mea. Uitați-vă așa, Bruma, 94 accelerație. Werner, 93 accelerații. Filip Anderson, 94 accelerații. Deci avem un atac full pace. Fantastic. Ce viteză avem noi în atac la această echipă. Este ceva de speriat. Este ceva incredibil. Bun, vine iarăși chestia asta cu Shakiri. Bă, du-te bă de aici. Reject. Facem și la ăștia. No, lăsăm. Ia, ongoing. Las că se duce la Paris Saint-Germain. Asta e bine în Franța, la Potato League, să joace acolo. Ok, looking for contract, da, știu ce vrei să zici cu Cuadrado, că de-abia aștept să vii la Leipzig, dar nu mai e loc, a venit Anderson. Ah, Anderson, bun, chiar sunt curios cum se va descurca Anderson aici la noi în joc. Foarte bine și evoluează jucătorii, vedeți în mare parte pe apărători încerc să evoluez, respectiv pe Augustin și Bruma. Parcă aș aștepta să vină așa o ofertă, știi, pe un jucător, să-l vând, să facem un tiki-taka, dar nu prea vin așa ofertele și asta un picuț mă pune pe gânduri. Sper să nu fie cea nasol. Ok, hai să vedem de un apărător, nu? Cam cum ne descurcăm cu bugetul, 26 de milioane.
26 de milioane pentru a mai lua încă un apărător. Dacă ne uităm pe calendar, când încep meciurile? Vine un meci aici cu Schalke și după aceea aici este final, nu? Final de da. Ok. Un meci cu Schalke, o să fie un meci interesant. Ia să vedem. Hai să vedem ca și prețuri, ca și orientare, să-mi dau seama dacă mai bine să aștept să mai vând un jucător, să mă chinui să vând un jucător și apoi cumpăr un papac sau... Ia să vedem, Toby scump, Matip scump, Van Dijk de-abia ce a venit la Liverpool, logic, ăsta e scump, 40, 46, 61, ăsta de-abia ce a venit, Hovedes e loan, ai currently loan la Juventus, parcă, da. Ăsta Stark, în câte am înțeles, se evoluează foarte, foarte bine, Nicolas Stark, poate că l-aș cumpăra pe el. Jimenez s-a dus la Dortmund, de ce tare. Ia și pe Ștefan de Vrijen la Atletico. Aha, fine. Ok, David Luiz, Bender de-abia ce a venit, Marquinhos este scump, ăsta de-abia ce așa. Recently joined și la Delight, că na, e puște la talentat, care toată lumea e curioasă să vadă unde se va transfera. Tah, ăsta e scump, e scump, Socrates, iar... da, hai că luăm pe Stark, eu îl iau pe Stark. E bun, e ceva nou, e german și totodată are un potențial foarte mare de evoluare. 85, aș putea zic că 85 poate să evolueze acest Stark. Direct să-i dăm 23 de milioane ca și release clause sau să ne chinuim, să negociem și să riscăm să ne ceară mai mult. 23 este așa, practic cât este și suma maximă pe Stark. Nu, hai că negociezi, nu. Iar mă risc, negociem cu Stark, sper să nu fi dat cu bâta în baltă. Așa, totodată pentru jucătorii aia liberi de contract, m-am uitat. Și iarăși este tâmpenia aia că gen nu mai ies jucători liberi de contract. Știți cum l-am găsit odată pe Oscar? Era Oscar liber de contract și l-am luat liber de contract pe Oscar, brazilianul ăla pe cam. Și pe aceea l-am vândut de la Real Madrid, l-am vândut cu vreo 40 de milioane pe final. Dar acum nu mai, iarăși s-au autopus la echipe și gen. Mă rog, ce să-i și faci? Ok, hai să negociem puțin cu acest jucător. Văd că l-ar dori pe băiatul ăla fără poză, ceea ce mă bucură. Așa, 17 milioane, hai 16, hai 16 și batem palma. 17.700, uf. Bă, 17 rotund, hai. 17 mai rămână 9 milioane pentru perioada de iarnă sau cine știe ce mai transferăm. Super, 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 super. Stark, hai să vedem așa. Hai Stark, tânăr, talent, tătătăt, evoluează, e și ieftin. Îmi place, super, da, 22 de ani, Dumnezeule, eu sunt mai bătrân ca băiatul ăsta. Oare ar accepta rotation? Important. Ok, acceptăm important. Bine, decât crucial. Așa, hai să vedem așa, să semnăm 5 ani, bă, dai bă 5 ani. Așa, super. Fără release clause. Bun, remove bonus. Rest, bă, eu sunt cam de acord, n-am de treabă. Super, ok, super. Într-adevăr, am dublat salariul, dar merită băiatul, cum să nu, merită. Merită băiatul și i-am dat acel buget imens. Acum hai să vedem, aici este Stark, uitați-l, aici este noul nostru CB, noul nostru om șmecher ștecher pe CB, care într-adevăr e chiar bun. Ia-și demul, punem în locul lui DM ăla, că oricum ăsta nu-i CB, știi? Așa, plus că ăsta o să mai evolueze, da, sabițele la bun, lăsăm, așa, tipul ăsta cine dracu-i? Băi! Mamă, ce varzeu ăsta, Ilz Sanker, hai că să văd, că poate nici nu l-am pe transfer list, Ilz Sanker, să-l vinde pe ăsta, pe Ilz Sanker, să-l punem acolo, transfer list, că e varză rău omul. Ia să dăm așa, squad hub, intrăm la squad hub, Ilz, ia-l-ai, ia-l-ai, transfer list, e ok, l-am pus pe transfer list, băi, ce dracu. Ok, super, am cumpărat acum un jucător foarte mișto, tânăr, prospect, de viitor, care eu cred că ne va ajuta foarte mult. L-am luat pe Filip Anderson în atac, acolo pe Rev și cel mai important lucru care zic eu că trebuia și trebuie și în realitate să facă
ăsta Leipzigul să cumpere un portar, puii mei, portar. Și da, eu l-am luat pe Horn. Am încredere în Horn și știu că Horn nu mă va dezamăgi. Sau cel puțin, clar că o să evolueze și, ei. Deci, din perspectiva financiară, clar, n-am eu treabă. Bun, hai să vedem. Aproape 15 milioane pentru ăsta Gulag și eu zic că este o ofertă chiar ok. Chiar foarte ok. Interesant este cum Cuadrado tot stă după mine. Parcă ar vrea să vină la Leipzig în loc să se ducă la Paris Saint-Germain. Foarte curios. Dar, hei, ce să zic, într-adevăr, când vezi ce manager, ce antrenor e la Leipzig, adică eu, normal că vrei să vii la Leipzig. Așa puțin să mă periez și eu. Super, bun. Acum, desigur, totul va depinde în rest de ce transferul vom mai vinde. Ia uite, l-am vândut pe Gulag și asta este bine. Ia mai vine aici ofertă pentru Paulsen. Parcă într-un fel îmi pare rău să-l dau pe Paulsen. Are statistici chiar bune. Mai și evoluează vreo 3 puncte în overall. Dar nu prea știu ce să fac cu el. Știi? Adică eu am atacanți. L-am pe Verne, l-am pe Augustin. Ăștia doi evoluează, fac treabă bună. Așa, ăsta nici nu vreau să negocieze. Direct accepta 20 de milioane. Ceea ce mă bucură. Vine ofertă pe Sabitzer. Dar e bun Sabitzer, este și tânăr, cam este... What? S-ar putea ca Napoli să-mi dea până 35 de milioane pe el? Gata, frate? Gata dacă dă 35 de milioane pe el, eu acum îl vând. Nu știu el cât e de bun, dar totuși nu prea vreau să-l vând, adică nici l-am pus pe transfer list, dacă ați observat. 26. Pe la 26... Nu știu ce să zic. 31 de milioane? Ok. Napoli acceptă 31 de milioane de euro pentru Sabitzer? Sabitzer. What the fuck? Ok. Nu știu dacă am făcut bine sau așa, dar... Hei, îs banii aia. Îs 30 și ceva de milioane care ne vin nouă în buzunare. Și... Pui mei, oricum Sabitzer la mine era gen rezerva acelui suedez. Deci, eu cred că oricum fac o afacere bună, că iau altul care știu garantat că evoluează bine în poziția lui, știi, ca și rezervă. Ha, parcă m-ar tenta Max Meyer, nu știu de ce, dar na. Vedem mai ce a timp până atunci. Ok, Sabitzer a fost vândut. L-am vândut și pe Polsă, l-am vândut și pe Sabitzer. L-am vândut aproape pe toți, mă. Săi... Ok, acum avem 69 de milioane, mă rog, stai un pic că nu s-au pus la bugetul de așa, la salarii. 66 de milioane mai avem noi în buget pentru respectiv alte transferuri. Ok, trebuie clar să mă concentrez, mai ales pe banca de rezerve. Banca de rezerve este foarte nașpa, adică cel puțin pe linia de mijloc, pe lângă Deme ăsta... Totu-i vraiște, deci îmi trebuie neapărat, mă rog, era Sabitzer, o rezervă, știi? Mi-ar trebui un mijlocaș de rezervă, un CM de rezervă, sau respectiv unul care să fie mai bun ca și Campbell, dar nu cred că pot să găsesc la un preț corect. Frosberg ăsta, bă, l-aș mai păstra, cum am zis, măcar un sezon, că e bun omul. Și știu că a luat și tot felul de carduri de astea speciale. Da. Ok, deci mă să-mi trească un CM de rezervă, sau cam, de ce nu? Augustin este așa, o rezervă de winger, respectiv RVLV, un CM, cam este am, așa, bun. Da, asta o să fie următoarea noastră ținte, o rezervă de CM, respectiv o rezervă de winger. RVLV, îmi trebuie o rezervă acolo, poate chiar și o rezervă de asta de apărător. RVLV, hai că LV am, RV, poate îl pun pe Schmidt ăsta, nici eu nu știu. Da, îmi place, este de lucru la Leipzig și așa e și mișto. Nu? Ce să zic și eu? Ok, bun, până pe data viitoare, vă urez numai bine, nu uitați de un like și un subscribe, bye bye.